Bună seara! Bună Un pic cu seara! întârziere din motive tehnice. Începem promisa emisiune de vineri seara despre felul cum gestionăm deșeurile sau cum se gestionează în mod irresponsabil în România. Suntem reprezentanții Partidului Verde, eu, Oleg Brega din Drumul Taberei, Unde e Furtună, la București, și Gabriel Ursescu din Suedia. Nu știu ce vreme e acolo, o să ne povestească el acuș. Întâi are datoria să ne-l prezinte pe oaspetele lui din Bucovina, despre care spune că luptă aprig să apere munții de deșeurile umane. Gabi, te rog prezentarea. Bună ziua tuturor, Gabriel Ursescu din Scandinavia. Avem un invitat special în seara aceasta și probabil mulți ați auzit de groapa de gunoi din Bucovina, de pe pastul Mestecăniș. Este deja vestită nu numai în România, cât și la nivel internațional. Și domnul Maxim, în ciuda vârstei sale, se luptă de ani buni cu oamenii politici din zonă, care au transformat această zonă frumoasă, mirifică, într-o zonă de deșeuri, și se prefigurează o catastrofă atât ecologică, cât și o catastrofă din punct de vedere economic, fiindcă în zonă sunt mulți fermieri, crescători de albine, păstrăvării, crescători de animale. Îl avem în studio nostru, dacă putem să spunem așa, pe domnul Aristide Maxim. Bună ziua, domnul Aristide! Domnul Maxim ne poate auzi doar la telefon și doar pe mine, așa probleme tehnice avem. De aceea acum, pentru că e în direct și cu imagine video și cu sunetul de la mine din difuzor de telefon, rog să ne spună de ce se împotrivește evacuării deșeurilor în munți. Că acolo e doar piatră. Ce ne deranjează că se duc gunoaiele la piatră? Bună seara, dragi prieteni! Vă pot răspunde la întrebare cu mai multe aspecte care țin de situația creată la Mestecăniș printr-o alegere nefericită a amplasamentului acestui depozit. Nu vorbim despre depunere de deșeuri în munți, vorbim despre depunere de deșeuri într-un loc populat, într-un loc intens circulat, în pasul Mestecăniș, unul din cele mai frumoase locuri din Bucovina și din România. Are un anumit statut pasul ăsta? Un statut, eu știu, de parc natural, de arie protejată? Este... Sau e doar pitoresc, e doar frumos și curat? Are arie protejată, avem din punct de vedere al existenței unei surse de apă care alimentează localitatea aici, față de o arie protejată, cum e Natura 2000, unde avem, este o distanță mai apreciată. Dar aici este vorba despre trecerea despre Moldova, spre Ardeal, prin pasul Mestecăniș, pe drumul național, drumul european E58, DN17, drum național, și calea ferată, care leagă tot la fel Moldova de Ardeal și e zona de trecere din toate direcții și chiar din exterior, din partea de vest de est spre vest. Este o zonă cu un pitoresc aparte și este o zonă locuită de oameni aici. Prin acest depozit de deșeuri care s-a amplasat aici la Mestecăniș la 1100 de metri altitudine, pe pășunea oamenilor care își cresc animalele, își pășunează animalele pe acel teren, unde depozitul este amplasat chiar în mijlocul pășunii, pășunea Mestecăniș, Putinșoara. Teren luat, scos din circuitul agricol și destinat depozitării de deșeuri. Deci de asta vă deranjează că se duce gunoiul acolo unde oamenii și țin animalele, unde oamenii trec des, mulți, intens. E o cale de legătură între Moldova și Ardeal. Păi este o zonă intens circulată, circulă în jur de 15-20 de mii de mașini zilnic.
Deci, dacă stăm să gândim circulație anuală, ca număr de călători care trec exact pe lângă groapa de gunoi la o distanță de 40 de metri, așa, e vorba de câteva milioane de călători, deci câteva milioane, e vorba de 7, 8, 10 milioane de oameni care trec prin zonă, intră în zona periculoasă a gropii de deșeuri, pentru că fiecare groapă de deșeuri trebuie să are o zonă de siguranță, pentru că acolo poluarea este maximă. Sunt numite aceste acest tip de groapă este numită ecologică datorită faptul că au pus acolo niște instalații un pic mai un pic e dotată cu niște instalații care atenuează parțial din factorul poluare a unui grop de gunoi neconforme. Vreau să vă spun că a circula pe distanță de 4-5 km în apropierea gropii de gunoi pe serpentine de pe Mestecăniș, orice călător aflat într-o mașină va inhala atât din gazele toxice care se degajă de pe un asemenea depozit, indiferent cât ar fi el de ecologic, cât și din factori, din bacterii, din fel de fel de emisii care se propagă de pe asemenea depozite. Ori nu cred că este normal ca la amplasarea unui asemenea depozit să nu se țină cont de distanță față de distanța aleasă față de căile de acces, față de locuințele din zonă, de zone rezidențiale. Este la nivel european și în România există legi care trebuie respectate din punct de vedere al sănătății publice, din punct de vedere al protecției mediului. Și dumneavoastră, dumneavoastră știind asta, ați sesizat autoritățile, da? Inspecția de Garda de Mediu, Inspecția Forestieră, pe cine? Cum? Ați reușit să opriți proiectul, nu? Autorități. În primul rând am luat-o pe cale ierarhică, luat așa, pornind de la apelul făcut către autoritățile locale și apoi județene. La începutul, când s-a pus problema amplasamentul acestui depozit aici, noi cetățeni am luat atitudine și am spus că nu este bine să fie pus acolo pentru că nu sunt întrunite condiții de distanță față de, zone locuite, de probleme care le-am prezentat adineauri, ori la care ei au spus că n-au ce să facă, sunt bani europeni, s-au impus nu pot să mute amplasamentul depozitului pentru că ei au ales acel amplasament fără să consulte populația, lucru cel mai fără să informeze, fără să vină cu studii de impact, fără să vină cu studii de fezabilitate la timp, fără să vină să prezinte proiectul în sine cu toate aspectele lui. Noi am luat la cunoștință de aceste documente abia după ce groapa era, când au început să o construiască efectiv. Și când ziceți noi, vă referiți la localnici de acolo sau anumiți activiști sau persoane interesate? Cine sunteți noi? Noi, locuitorii de aici, în primul rând, localnicii. Și în același timp și eu personal m-am implicat în această problemă, am făcut demersuri necesare, s-au trimis o mulțime au fost vreo 5-6 petiții care s-au trimis la primărie și cu semnături de la oameni că nu sunt de acord cu amplasarea acelui depozit acolo, nu sunt de acord cu cedarea terenului, pentru că primăria pozorâta a cedat acel teren spre folosință Consiliului Județean la început pentru folosință temporară a acelui teren, iar în 2016 l-au dat în proprietate Consiliului Județean, când deja groapa era construită în proporție de 80%. Deci înțeleg că se intenționa
depozitare de deșeuri pe scară regională, județeană, nu doar pentru o localitate, două, trei. Nu, este una din cele două gropi, pentru că județul Suceava a fost, datorită faptului că are o suprafață mai mare, de al doilea ca mărime din țară după Timiș, și au o distanță mică de vreo 20 de kilometri pătrați, înseamnă 8500 și vreo 20 ceva de kilometri, 20 de kilometri pătrați, Timișul are un pic mai mult, e al doilea județ, așa a fost repartizat, să aibă două gropi de gunoi, una în partea de est a județului care să deservească zonele limitrofii Sucevei până la gura Humorului, încoace spre Vama, și una amplasată aici, în zona de munte, pentru a deservi localitățile din zona de munte, bazinul Câmpul Lungului și Vatra Dornei. Deci, cele două bazine Și de... când spuneți Și... construit rampa de gunoi, în ce sens? Bagă beton acolo, ceva, izolează sau în ce fel construiesc? Sau fac un drum de acces și gata, totul e natural. Groapa e construită deja. Acolo ei au făcut, au decopertat, vă dați seama ce cheltuială imensă. Au tăiat o bucată de munte, au excavat în jur de 500, 600, 500 și ceva de mii de metri cubi de pământ pe care l-au cărat din partea aceasta a versantului, fiind versantul care e la vârf, în pantă prea mare, pentru că să ajungi acolo. E problema pantei mari pe care au amplasat acest depozit. Așa, în vârf de munte. Vrea Au și excavat Gabi, pământ vrea și ca Gabriel să... să întrebe ceva, dacă așteptați puțin, o să trebuiască să repet întrebarea, da, Gabi? Da? Nu, pornește microfonul, că nici eu nu te aud. Vreau doar să completez la domnul Maxim că problema gropii de gunoi de pe Mestecănești este mult mai complexă și este clar că nu putem discuta în jumătate de oră, cât mai avem, 40 de minute. Și clar că o să mă trebuiască să mai reprogramăm această emisiune. Dar ce vreau eu să spun, acolo s-au încărcat niște norme, atât cele românești pe partea de mediu, cât și cele internaționale. Și acolo este o problemă de interes și politic și economic. Proiectul are în spate cam două mandate, de fapt, și trebuie să o spunem cine au fost acești politruci. Au fost în special de la PNP și de la PNL. O clipă, nu închideți, vă Și rog. exact, nu închideți, domnul Maxim, și din Domnul această Maxim. cauză. Și A, l-a pus localnicii la încărcat. își au Așteptați că Gabi vina explică. lor. M-auziți? Da, așteptați că Întrebarea, Gabi explică și el. da, am Da. făcut o Am introducere pus la și eu telefonul la întrebarea încărcat, care că urmează. să nu rămânem în vorbă. Cum a reușit ca decidenții consilierii locali de la PNP și PNL de la Primăria Pojoruta să-și bată joc de această zonă? Ne întreabă Gabi cum au reușit politicienii locali să permită, să autorizeze construcția aceea, ignorând toate prevederile legale, inclusiv internaționale, europene. Au reușit prin regula liberul arbitru. Așa au vrut ei, au aprobat în Consiliul Local cedarea terenului, s-au angajat că oferă teren pentru construirea unei gropi de deșeuri. Au făcut ce au făcut și au ales acest loc nefericit pe care n-au vrut să mai abandoneze după aia să caute alt loc, ci s-au cramponat de poziția aceasta, s-au mers mai departe. Indiferent că a fost bun sau nu, îi dăm înainte să nu pierdem proiectul, că-s banii europeni. Asta a fost viziunea lor. Și Și în care e momentul... situația actuală? Că înțeleg că v-ați împotrivit și proteste ați făcut și ați sesizat și Europa. Păi, situația actuală este următoarea. Noi din 2013, deci că sunt 7 ani, ne judecăm în instanță cu atât cu primăria, cât și cu Consiliul Județean. În ultima parte, acum mai mult cu Consiliul Județean, că Suceava, pentru că ei sunt proprietarii gropii acum. Și datorită
datorită faptului că n-au ținut cont, ne-au mințit, ne-au ascuns toate detaliile din proiect, până nu ne-am adresat pe cale judecătorească să obținem documentație, să obținem tot despre groapă, noi am fost mințiți, am fost ținuți așa într-o ceață totală că eram cei mititei care n-aveam voie să vorbim, să ne apărăm drepturile noastre, pentru că ei au întocmit actul administrativ până nu ne-am adresat pe cale. Pui în aplicare acest proiect. Ei, noi tocmai actul administrativ al lor emis l-am atacat și în instanță. Și am câștigat în 2016 definitiv și executoriu, deci cu formă de definitivă și executorii la Cluj, deci anularea hotărârii de Consiliul Local al Comunii Corâta din 2010, din care a dat terenul pentru construirea gropii, așa, cu toate acestea, dumnealor au continuat. Groapa era în fază de 85% atunci făcută, au continuat, deci practic trebuia să stopeze orice, au mai fost oprite lucrările, dar să stopeze orice. De fapt, în 2016 eram pe coții 55% în luna ianuarie. Pe atunci, președintele Consiliului Județean, care era domnul Nechifor, a dat bice trecând peste hotărârea de la Cluj, a dat bice tare din februarie până în iunie și a adus lucrările la sate de 80 ceva la sută la groapa de deșeuri. Deci s-a mers numai pe abuz și pe minciună în ceea ce privește implementarea acestui proiect aici. Studii de fezabilitate, noi am luat la cunoștință despre el, ce conține și cum este, abia în 2019, începutul anului 2019 am intrat în posesia lui. A fost cerut și de firma de avocatură de la Cluj, care s-au implicat și dumneavoastră și să ne sprijine. Avem practic două firme de avocatură care ne ajută și cu procesele care le avem. Dar ei au mers înainte și țin moțiși, cu toate că au încălcat flagrant niște reguli care sunt. În primul rând, distanța de 1000 de metri față de zone locuite nu este respectată. Există locuințe și pensiuni în vârful Mesecănișului la 460 de metri distanță de groapă. Așa. La noi din sat, la 870-880 de metri. Drumul european este la 38 de metri, cea mai apropiată zonă a drumului despre care am vorbit adineori. Panta pe care a fost construit depozitul este mult prea mare, scrie și în studiul de fezabilitate. Pot să-l pun la dispoziția oricui. Sunt documente care vorbesc. Noi am vorbit și eu vorbesc din documentele lor. Și care e riscul dacă... cu materialul lor, nu care... lucrez cu poveștile mele, că nu-mi place mie groapa de gunoi la Mesecăniș. De ce e periculos să fie înclinată? De ce e periculoasă panta asta? Pentru că se acumulează multe scurgeri din alea și poate să răbufnească după aceea, să ducă spre sat, spre râuri, sau de ce e periculoasă înclinația mare? Este periculoasă pentru că acolo se depozitează 400.000 de tone de deșeuri. În proiect. Acum... de tip pahar, spus așa. Uh-huh. Ea este partea de sus, panta deja pe care trebuie să depoziteze ei. Aripa de sus a mormanului de deșeuri este pe o pantă de în jur de 30 de grade, mai bine. Așa. Dar însăși versantul pe care este pus bucata de munte pe direcția est-vest are 26 de grade și pe direcția nord-sud are 44 de grade. Pe direcția aia este făcut canalul de versor de versarea apelor uzate de la groapă, care se le filtrează ei pentru o stație de tratare, vorba de levigatul format pe groapă. Groapa are o suprafață de 9 hectare, efectiv cu suprafețe din jur
iar suprafața efectivă de depozitare e 6 hectare. Gândiți-vă că la fiecare ploaie torențială, că deșeurile sunt depuse tip morman, puse și tasate acolo. Sub cerul liber. Sub cerul liber. Ploaie de toate ploile, o ploaie de 30 de litri, să spunem, de 10 litri pe metru pătrat, numai gândiți-vă la 6 hectare să 60.000 de metri pătrat, da? Se face lac acolo, da, lac toxic. Să un hectar are 10.000 de metri pătrat, da? 60.000, ori 10, 600.000 de litri de apă dată. Ori 600 de metri cub de apă. O clipă, vrea și Gabi să comenteze ceva. Poftim? Vrea da. Și Gabi să comenteze ceva. Vreau să spun și celor care nu cunosc, eu sunt bucovinean, sunt născut acolo și aproape în fiecare an, de câte ori pot, trec în Bucovina și văd tot felul de minunății ale autorităților locale și continuând cu hoțiile legate de păduri. Și vreau să spun următorul lucru. Groapa de gunoi este de fapt un dezastru ecologic și economic în desfășurare, fiindcă așa cum a spus și domnul Maxim, acolo sunt, doar în zona respectivă sunt câteva sute de pensiuni. Aceste pensiuni dau de mâncare la oameni. Sunt produse locale care pot fi vândute la aceste pensiuni. Locația este, pe lângă că este minunată, nu ai cum să o eviți, fiindcă pe acolo trec trenuri, garnituri de tren, trenuri de persoane, autocare și așa mai departe către, ori către Transilvania, ori dacă nu către Bucovina, la faimoasele mănăstiri. Deci, reclama negativă care o face această groapă este mult mai mare decât ceea ce poate câștiga și economic Consiliul Județean sau Primăria Pojorâta. Nu există niciun plan de fețabilitate economic pentru acea zonă. Ei au găsit posibilitatea la Consiliul Județean și Primăria Locală să facă această investiție pe termen scurt și să-și bată joc de toată zona. Întrebarea mea către domnul Maxim, ce se poate face acolo, fiindcă dezastru este ca și făcut, mai cred că mai sunt câteva procente și noi sperăm ca procesul nostru să fie unul de câștig și încercăm să vă fim de aproape. Ce se poate face? Cu ce vă poate ajuta cei care vă ascultă? Domnule Maxim Samoilă, dacă se mai poate de făcut ceva în afară de procesul care sperăm să se termine cu bine, ce se mai poate de făcut? Proteste aici la București sau decizii politice sau alegeri cu rezultat imprevizibil? De făcut sunt multe de făcut. În primul rând, trebuie să ținem sus tacheta a poziției care o avem față de acest depozit să nu funcționeze aici. În primul rând, acest depozit nu poate funcționa aici în siguranță. Va distruge de toată zona asta, pentru că sunt aspecte care vi le-am prezentat. Există acel canal de versor care e lung de 273 de metri și are o diferență de nivel de 100 de metri pe verticală. Pe acolo curge apa aia pe niște trepte care tot ce se deversează de sus, apa acumulată în urma ploilor, peste deșeuri, care, ploi care se transformă în combinații cu partea umedă a deșeurilor, în levigatul acela pe care el pot procesa în 24 de ore în cantitate de 40.000 de litri, deci 40 metri cubi. Gândiți-vă că atât poate stația și stocare de apă care să fie prelucată în stație în timp pot acumula 250 de metri cub. Vorbeam adineauri de 600 de metri cub la o ploaie obișnuită. Cu diferența ce se întâmplă? Nu vor trebui să o deverseze neprelucrată în pârâul Cutnișoara care se varsă în Purta, apoi în Moldova,
la Câmpul Lung, traversează satul, infestat toate fântânile, toate izvoarele din Amonte, din Aval, din zone. Pentru că și în jurul gropii, unde e pusă groapa, au o membrană de 2 mm de plastic pusă pe fundul gropii. Credeți că la sutele de mii de tone care se depozitează acolo, acea membrană va rezista mult în timp? Terenul este un teren friabil cu o rocă din asta argeloasă și sfărâmicioasă. Nu este un teren impermeabil, este foarte permeabil. Deci vor exista infiltrații de apă. Vor otrăvi toată zona asta. Pe rază de cel puțin 3 km va fi efectul maxim. După aia treptat la distanță mai scade, dar oricum va fi afectată zona. Un asemenea depozit de deșeuri nu se pune lângă case oamenilor și în vârf de munte, da, în aceste condiții. Există... Se poate vedea la fața locului, se poate vedea la fața locului cum se erodează muntele, este cărat de fiecare ploaie la vale de acolo. Când vor fi și deșeuri acolo, aici bate vântul foarte tare. S-a întâmplat la Moara deja, unde au pus depozitul în funcțiune, celălalt depozit. Le-au împrăștiat pe distanță de un kilometru, doi, vântul, toate mizeriile de pe depozit. Și abia la început n-au ținut cont de anumite aspecte. Vă spun cinstit că acest tip de gropi care le-am luat noi, nu le mai folosesc țările civilizate. Noi am ajuns iară să fim cenușăreața care acceptăm toate porcării altora care nu le mai trebuie. Deci care ar fi soluția mai corectă, mai civilizată, ziceți dumneavoastră? Soluția corectă și civilizată este să se în primul rând să se colecteze deșeurile cât mai bine sortate, să se recicleze în proporție mult mai mare, că noi reciclăm abia 5-10% din deșeuri. N-am ajuns la 10%. Să se recicleze ce este de reciclat, să se composteze deșeurile care sunt de fracțiune umedă și de natură biodegradabilă, care să poată fi transformate în îngășăminte, în cel de fel. Se pot folosi deșeuri pentru brichetare, pentru energie în centrale din astea care funcționează pe peleți, pe brichete, prin ardere, prin piroliză, prin mai multe metode, să produce energie electrică, să produce energie termică. Ori a pune mormane, de asemenea mormane, asta înseamnă să otrăvim natura cu ele depozitate acolo pentru sute de ani. Am înțeles. Acum o ultimă întrebare vă rog de la Gabriel și eu o să vă o traduc, după care probabil o să închidem pentru că nu putem să o întindem mult în condiții tehnice extreme. Exact, cu promisiunea ca domnul Maxim să mai apară încă o dată ca să rezolvăm și problemele tehnice și să fie o emisiune mai amplă pe această temă. Întrebare. Dacă Partidul Verde ar avea consilier și primar la Pojorâtă sau membrii în Consiliul Județean, credeți că am putea salva Bucovina, inclusiv cu tăierile de păduri? Mulțumesc! Gabi a întrebat ceva despre Partidul Verde. Eu vă întreb doar dacă alt fel de politicieni, alt fel de consilieri locali de la Pojorâtă, eventual verzi, ar putea schimba lucrurile cu alte decizii de Consiliul Local? Adică politic se poate rezolva problema, eu știu, după eventuale alegeri, când să vină oameni mai raționali și responsabili. În ceea ce privește repararea, ceea ce s-a stricat la Mestecăniș, e puțin probabil că nu-i cum. Și cel puțin în zona Pojorâta este dominată de alt partid care vede dacă vor reuși să pătrundă în Consiliul Local. Păi alegerile abia urmează. E dominată de alt partid, dar la sfârșit de mandat. Chiar zilele astea expiră mandatele celor aleși locali. Păi, și urmează chiar anul ăsta alegeri. Dacă lumea va înțelege că verzii pot aduce un suflu nou
politica românească, un suflu în folosul cetățenilor și în primul rând a naturii și a existenței noastre în general, atunci lucrurile se pot pune altfel. Totul ține de modul cum, de gândirea oamenilor, de modul cum vor înțelege poziția Partidului Verde, care este un partid hotărât să rezolve atât probleme de mediu, cât și probleme sociale, celelalte probleme și probleme economice și tot. Este un partid care nu e un partid ecologist, este un partid care are multe de făcut în perspectivă dacă se într-adevăr cetățenii doresc altceva decât ceea ce a fost până acum. Nu e doar un partid ecologist, e un partid complex, progresist, cu doctrină bazată pe drepturile omului, pe drepturile animalelor, pe supremația legii, pe stat de drept. Da, păi tocmai evident, ne pasă și de mediu. Un mediu sănătos înseamnă și sănătatea oamenilor. În primul rând trebuie să ținem cont de situația care, prin care trecem acum, prin această nenorocită pandemie. Situație, pandemie, că trebuie să ne întoarcem cu fața la natură, să protejăm natura, să ne gândim că natura ne-a dat viață și natura ne hrănește, natura ne întreține. Ori dacă noi murdărim în continuare, distrugem, poluăm, creăm monștri nevăzuți care se ucidă ființa umană și nu numai, atunci suntem pierduți. De-aia Partidul Verde are în sarcină și aceste lucruri legate de natură și cele sociale și tot ce ați punctat dumneavoastră. Asta este, noi nu, cum încă o dată repet, nu suntem un partid ecologist, suntem un partid care ținem cont de toate aspectele vieții sociale, economice, culturale, tot ce ține. Iar unul din punctele forte ale partidului este și acesta care ține de existența noastră. Trebuie să ne întoarcem cu fața spre natură, pentru că doar cu tehnologie înaltă și uitând de frunza verde care trebuie să crească, să ne fac, să ne dea oxigen și hrană, să uităm de apele care trebuie protejate, trebuie protejate să fie curate, pentru că apa este unul de elementele care întrețin viața, apa, aerul și toate celelalte. Stimați domni bucovineni, domnule Maxim Samoilă, domnule Gabriel Ursescu, vă mulțumesc ambilor pentru participarea în această emisiune. Sperăm să mai avem ocazie să vorbim mai amplu pe tema asta, dar fără probleme tehnice și fără această combinație mortală, să zic așa. Vă rog, dacă aveți ceva concluzii la final, după care o să propun să închidem. În final, ce concluzii putem trage decât că avem o sarcină fiecare dintre noi să facem să putem trăi mai bine. Mai curat și mai sănătos. Asta este. Soarta noastră e în mâinile noastre, măcar parțial, dacă nu total. Da, păi uniți vom reuși. Dacă reușim să fim cât mai mulți cu această dorință și punând umărul fiecare la a face câte ceva bun, pozitiv, în privința asta, eu sunt convins că putem să ieșim din impasul care suntem și putem să dezvoltăm pe alte coordonate mult mai frumoase și mai care să ne îmbunătățească viața. Mai frumoase și mai sănătoase. Gabi, dacă vrei și tu o concluzie la final? Aș dori să spun că mă gândesc foarte mult la activiștii din Bucovina. În Bucovina sunt o mână de activiști și de oameni extraordinari, printre care și domnul Maxim. Și vreau să spun cu această ocazie tuturor activiștilor și din țară, dar cu un plus pentru cei din Bucovina care au fost bătuți, au fost amenințați cu moartea în ultimele zile, în ultimul an, apropo dosarul... În legătură cu tăierea pădurilor.
Exact, stă undeva într-un dosar În de cam legătură un cu an de zile. EFD-ul. Da, Da. spune, da, că Și sunt niște activiști care au fost amenințați. da, și vreau Da, să spun păi, că asta este o problemă gravă și în ceea da. ce mă privește, eu am părerea că s-a ajuns la exploatarea lemnului în ritm accelerat, parcă cineva vrea intenționat să termine pădurile României, deși încă mai sunt, dar dacă se merge în ritmul ăsta, și stau și mă gândesc la un aspect, că lemnul ăsta tăiat așa pleacă în favoarea altora. Noi rămânem doar cu cioatele și cu natura de sursă. Trebuie să găsim soluții de a tăia în mod rațional, de a planta pădurile în loc cele tăiate. Trebuie cel puțin, așa cred, trebuie redus la ora actuală volumul de material lemnos care se taie de pe versanță munților, care sunt goliți pur și simplu. Trebuie avut grijă că pădurea este a noastră, a românilor, și în privința asta vreau să vă spun câteva aspecte. De când se știe, român a fost frate cu codru, cum se spune. Codru i-a oferit adăpost, codru adăpost de cele două părți. Din codru și-a făcut casă, codru i-a fost de protecție la vremea de bâjenie, când era atacat de dușmani. Codru îi dă aerul, codru îi dă ape limpezi, codru îi dă material pentru încălzit locuința, așa mai departe. Deci, din codru și-a făcut omul și fluier și instrumente muzicale să cânte, din codru s-a încălzit, din codru s-a îmbrăcat de multe ori, că a făcut și-a construit locuințe și a trăit. Bun. Trebuie să folosim Despre. pădurile cu cap, că Mulțumesc. în Despre ritmul. codre. Despre codre o să vorbim data viitoare când o să avem condiții tehnice mai favorabile. Acum Da, zic sunt să multe încheiem de cu spus și groapa, da. despre păduri. Asta este. Deci, Mulțumesc. eu vă mulțumesc mult pentru Da. răbdare și pentru. Îmi cer scuze că astea au fost condiții. Asta e situația, da. O Seară bună să și ne mai întâlnim pe ne baricade. organizăm mai bine și atunci o să putem discuta în voie și Ne-am înțeles. cum trebuie. Maxim Samoilă și Gabi Ursescu. Seară bună, da, noroc. Seară bună, vă mulțumim, Noroc, sănătate pa. mult.